Optimism degajat de Cezar Preda în privința reușitei în alegerea Alianței România Dreaptă. Liderul PDL apreciază că ARD va urca până la 32%, iar USL va scădea sensibil sub 50%. Noi am avut 24% împreună pe ARD, chiar în ziua, înainte de ziua de a fi lansată, pentru că ea fusese trimisă și focusată. Iar eu cred că în fiecare săptămână această alternativă la USL va crește. Iar scorul pe care ARD-ul îl va obține în 9 decembrie, din punctul meu de vedere, sau după părerea mea, va fi 30-32%. Așa cred eu că va obține. Iar USL-ul a coborât sub 50%, va fi undeva, nu știu să, dar presupun că între 40 și 44%. La nivel local, Cezar Preda a admis că lista cu candidaturile PDL Buzău pentru alegerile parlamentare ar putea suferi modificări. O primă schimbare va fi făcută în colegiul numărul 5, acolo unde Ciprian Botezatu a declinat oferta PDL de a candida pentru un post de deputat. Sunt posibil să intervină schimbări în zona colegiului 5, în primul rând, pentru că domnul Ciprian Botezatu nu poate să candideze. Și acolo vom lua o decizie și eventual până în termenul care este stabilit, această listă poate suferi anumite modificări. Ciprian Botezatu a preferat să nu dea vrabia din mână, adică postul de director adjunct la DSV Buzău, pe cioara de pe gard, adică un post de deputat. Ca să candideze, Botezatu ar fi trebuit să-și dea demisia de la Direcția Sanitar-Veterinară. Pe mine mă onorează faptul că domnul deputat Preda s-a gândit la mine și că ar fi crezut că aș putea să fac față, dar din păcate n-au fost toate datele probleme știute de la început. Faptul că sunt personal public de conducere nu-mi dă voie legea să candidez. Deci ar trebui pur și simplu să-mi dau demisia de la servicii în funcția publică ca să pot candida. Alte schimbări pe lista de candidaturi PDL Buzău ar putea apărea dacă celelalte partide componente ale Alianței România Dreaptă vor ridica pretenții de candidați la Buzău.